Bine v-am regăsit la un nou video interactiv. Haideți să facem astăzi un video interactiv, să vedem cu întrebarea, o alege pe ea sau pe mine? Haideți să vedem. Acest video este valabil pentru cele care sunteți într-o relație, poate cu un bărbat însurat sau poate cu cineva care este în altă relație și nu este hotărât ce să facă mai exact. Am pus trei variante. Prima variantă, pietricica galbenă. A doua, cea cărămizie. Și a treia, pietricica albastră. Bun, vă voi lăsa câteva secunde să vă gândiți, să vă alegeți și în timp ce vă alegeți să vă gândiți la persoana respectivă foarte bine. Bun, haideți să vedem pentru cele care ați ales varianta 1 cu pietricica galbenă. Bun, haideți să vedem. Deci, în ceea ce ține de cealaltă femeie, se pare că alături de cealaltă femeie simte clar indiferență. Nu există niciun fel de sentiment de dragoste sau niciun fel de sentiment de implicare. Cred că aici au fost mai mult o relație bazată pe teste. Foarte, foarte multe teste. Persoana de care ați întrebat nu este foarte, foarte hotărât. Cel puțin relația asta cred că a fost, sau dacă este încă, poate fi vorba de un bărbat căsătorit sau poate fi pur și simplu cineva care mai are o altă relație în paralel. Simt că această persoană nu a vrut cu adevărat această relație. Cumva a fost foarte influențat, cumva a fost poate influențat de către părinți sau poate influențat, manipulat de către partenera respectivă, pentru că din ceea ce văd aici, el nu-și mai dorește să fie cu această femeie și în niciun caz sentimente de dragoste nu are pentru ea. În ceea ce ține de dumneavoastră, clar, cred că dumneavoastră sunteți cele care ați ales prima variantă. Care aveți foarte multe decizii și alegeri de făcut. Vă gândiți foarte bine la situația aceasta, cred că și el la rândul lui, în ceea ce ține de dumneavoastră, dacă să-i puneți capăt sau pur și simplu dacă să mai continuați. La întrebarea pe cine alege, cred că va fi vorba despre dumneavoastră, pentru că, din câte văd aici, va exista o despărțire. Despărțirea va fi între el și cealaltă femeie, iar relația cu cine va rămâne cu dumneavoastră. Pentru că văd aici că există un final la ceva ce a fost rău și un nou început la ceva frumos între voi. Clar va lua măsuri în privința dumneavoastră și simt că au existat niște certuri, niște supărări în trecut, niște lucruri care v-au afectat foarte tare. N-ați mai avut încredere în această persoană, poate că v-a ascuns anumite lucruri, nu a fost complet sincer. Poate că ceva l-a reținut în cealaltă relație, poate a fost vorba de un interes sau poate a fost vorba, cum am mai spus, de manipulare sau poate, de ce nu, de victimizare din partea partenerei, poate a fost vorba de milă la mijloc. Însă este clar că se va pune capăt acelei relații și că va rămâne cu dumneavoastră. Da, aici intervine problema la dumneavoastră pentru că nu mai aveți încredere și nu mai știți dacă mai puteți să mai continuați. De aceea mi-a căzut această carte că veți avea foarte multe decizii de luat în privința lui. Decizii dacă să mai credeți în el, dacă să mai îi acordați o șansă, dacă să mai continuați cu această relație. Deci în cazul acesta, da, va alege pe dumneavoastră, dar ține doar de dumneavoastră dacă vreți să mai îi dați o șansă. Bun, haideți să vedem pentru cele care ați ales varianta a doua cu pietricica cărămizie. Clar, aici vorbim de un bărbat căsătorit sau un bărbat într-o relație serioasă. Cel puțin. Bun, da. Vorbim de un bărbat căsătorit, mai mult ca sigur, sau cel puțin un bărbat într-o relație serioasă, mutat cu cineva.
Văd că situația este destul de dificilă aici. Clar își dorește să vă aleagă pe dumneavoastră. Clar își dorește pentru că mi-a căzut de partea noastră cartea victoriei. Deci clar își dorește să vă aleagă pe dumneavoastră, să fie cu dumneavoastră. Însă mi-a căzut și această carte care spune că sunt copii la mijloc. Deci s-ar putea ca acest bărbat să nu poată să facă acest pas, chiar dacă și-l dorește, datorită faptului că are copii și nu poate să facă, nu poate să ia această decizie. Sunt decizii, se gândește foarte mult ce să facă mai exact. Însă, clar, și-ar dori să fie cu dumneavoastră. Însă răspunsul, din păcate, la varianta 2 este nu, pentru că nu o să poată să fie pe deplin cu dumneavoastră dacă acceptați. Adică el ar vrea să accepta situația așa cum este. Să meargă în paralel și cu dumneavoastră și cu această femeie, pentru că într-un fel nu-și poate părăsi familia, dar dorește să vă aibă și pe dumneavoastră, deci să meargă în paralel cu ambele, iar dumneavoastră să-l acceptați așa cum este. Văd aici un suport, deci s-ar putea ca el oarecum să fie un bărbat destul de galant sau să vă ajute financiar. Însă vă văd că suferiți foarte tare din cauza asta și v-ați consumat foarte tare pentru acest lucru. V-ați dori foarte mult ca acest bărbat să fie cu dumneavoastră și pot să spun că și el suferă, pentru că clar în relația lui, în căsnicia lui nu există dragoste, există o rutină foarte mare, nu există plăcere, nu mai există aceste lucruri și nici nu cred că au existat vreodată. Numai că nu poate să facă acest pas datorită faptului că sunt copii la mijloc și poate și familia lui implicată și familia e implicată și chiar nu poate. Deci, răspunsul la varianta 2 este dacă acceptați ca acest om să fie și cu dumneavoastră, dar să se întoarcă și acasă, el ar fi foarte împăcat cu ideea asta. Însă, dacă vă așteptați ca el să fie în totalitatea dumneavoastră și să renunțe la această relație în favoarea dumneavoastră, nu o să o facă. Deci, clar, nu o să o facă. Bun. Aceasta a fost varianta 2. Haideți să vedem pentru cele care ați ales varianta 3. Pietricica albastră. Bun, aici vorbim despre un bărbat foarte puternic, un bărbat care este foarte autoritar, un bărbat care călătorește destul de mult, este destul de bine situat financiar. Iar în relația în paralel care o are de dumneavoastră, ca să spun așa, clar lucrurile nu mai merg cum trebuie. Cred că a fost o relație și este o relație bazată pe interes financiar sau probabil au bunuri comune sau o afacere împreună. Pur și simplu acolo nu există dragoste, nu există afecțiune, n-a existat. Parcă ei s-au luat din, nu știu, un aranjament. A fost un aranjament între ei, pur și simplu pentru partea asta financiară. S-au înțeles foarte bine pe partea aceasta. Însă, clar, dacă la varianta a treia, pe partea dumneavoastră există dragoste. Deci, clar, vă iubește. Are sentimente de dragoste pentru dumneavoastră. Își dorește să repare lucrurile cu dumneavoastră. Clar, vă va alege pe dumneavoastră. Simt că acolo lucrurile nu mai merg și deja el se pregătește ca să termine această relație și parcă v-a și spus că va face acest lucru și chiar se va ține de cuvânt. Deci nu v-a mințit cu absolut nimic. Chiar dacă a făcut-o un pic mai lent, ca să spun așa, a făcut pași foarte înceți, pot să spun că lucrurile vor fi bine de acum încolo și alegerea va fi spre dumneavoastră, adică vă va alege pe dumneavoastră. Va fi o împăcare în cazul în care sunteți certați în momentul de față, însă văd ceva restricții pe partea dumneavoastră, asta este problema, văd ceva restricții. Ceva mă face să cred că este posibil ca cele care ați ales varianta 3 să fiți și voi la rândul vostru într-o altă relație sau căsătorite. Sau pur și simplu să-i puneți niște restricții, să nu lăsați să se apropie pe deplin de dumneavoastră. Poate vă este teamă, poate vă este frică și nu aveți încredere.
vă este teamă să nu vă mai rănească ca cum a făcut-o în trecut sau pur și simplu este vorba de frică. Cred că asta este, această carte, asta reprezintă restricțiile. Sau poate fi și varianta care am spus-o, să fiți într-o altă relație și dumneavoastră și din cauza aceasta să nu puteți să fiți pe deplin și dumneavoastră cu el. Însă lucrurile vor fi ok aici. Clar, lucrurile vor fi ok. Dar apărând în această carte, pot să vorbesc că această explicația la această carte cu restricțiile este vorba că trebuie să lăsați situația să meargă de la sine, să nu mai controlați. Deci clar dumneavoastră puneți aceste restricții prin temerile pe care le aveți, prin probabil vă impuneți prea mult sau doriți lucrurile să se întâmple foarte rapid cum vreți dumneavoastră, însă nu se poate chiar așa. La varianta 3 răspunsul este da, vă va alege pe dumneavoastră, numai că trebuie să fiți puțin mai înțelegătoare, puțin mai maleabile și să dați voie lucrurilor să meargă de la sine și totul va fi ok. Bun, aceasta a fost și varianta 3, acesta a fost video de astăzi interactiv. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.